dimineața. Uite-te și tu că-i seara. A, da. Bună seara, bunicuță. Dar ce ți-a luat atât? Păi, m-am oprit din pădure să culeg floricele, m-am întâlnit cu iepurașii și, uite, ți-a trimis mama aici niște cozonac, niște sarmale, o sticlă cu vin și niște plăcinte cu brânză din spana. Lasă-le acolo, draga bunică! Poveste cu Scufița Roșie este o adaptare după una din cele mai populare povești din toate timpurile. Spectacolul aduce pe scenă într-o variantă extrem de haioasă și, în același timp modernă, povestea clasică a faimoasei fetițe Zglobie, puțin cam neascultătoare și cu scufiță roșie pe cap, pe care mama o trimite să-i ducă bunicuței care locuia într-o poiană din mijlocul pădurii, un coșuleț în care pusese niște plăcintă și alte bunătăți. Spectacolul recomandat copiilor de peste 3 ani are ritm și culoare și reușește, pe parcursul a nici o oră, să introducă publicul într-un univers aparte, în lumea magică a copilăriei. M-ați spălat și noi cu pasta? Încă o doză de anestezie! Iar acum, bisturiu! Să trecem! La treabă! Ia să vedem ce-a mâncat lupușorul nostru. De doare cu care a purticat. Am găsit ceva. Ia să... Ia te percuță comestibilă. Așa. Voi ceva. Opa! Bravo, bravo! Am mâncat destul de mult. Opa! Ia te uit! O scurință. Da? În spectacolul plin de umor, micuții vor face cunoștință cu o scufiță roșie puțin mai atipică, care, alături de lupul cel bătrân, prea obosit să mai ducă povestea la bun sfârșit, ciupercuțele care cântă, iepurașii vorbitori și copacii care freamătă, le vor oferi multe momente amuzante, totul într-un decor minimalist pe acorduri muzicale antrenante. Spectacolul poartă semnătura regizorului Valentin Dobrescu, iar muzica este coordonată de Radu Alin Macovei Moraru. Din distribuție fac parte Rovena Paraschivoi, Daniel Minciună, Grațian Prisacariu, Claudia Brădescu și Ion Ciolan. Duminică, pe 10 noiembrie, Poveste cu Scufița Roșie se joacă în dublă reprezentație de la ora 10:30 și 12:00.